Din păcate. Și asta a devenit Mihai și la Națională. Toată lumea felicită. Pierdem onorabil de ani de zile. Poate s-o schimba ceva în campania asta. Să dea Dumnezeu. Pentru că să nu ne prindă Krasnichii. În campania asta o să avem 20 de jucători care s-au maturizat deja, care provin de la generația din 2019. A trecut vremea. Nu mai poți să spui lipsă de experiență. E ultima șansă, practic, pentru înțelegi? Asta. Și atunci nu, Mihai, pentru generația asta care e ultima șansă. Ca o statistică, da? O să avem vreo 7 jucători după 27, 30 de ani în sus, 3 peste 30 de ani și vreo 4 între 27 și dacă îi va lua, ridică, nu fac eu selecția, dar 20 de jucători o să avem proveniți din rândul echipelor de U21 de la ultimele două turnee finale. Care au experiență europeană. Care deja nu mai poți să spui că n-au experiență. Corect. Deja să te mai plângi. Eu pe asta mizez. A trecut vremea, au trecut meciurile peste ei și internaționale și în campionatul diviziei A. Și niște competiții și europene unde a avut rezultate. Sigur. Și vă mai spun ceva. La vară o să avem un campionat iar U21 de tineret. La București. La București, da. Baza vor fi cei de 2000 și 2001. Că asta este... Dar vă spun jucători de 2002 care vor mai avea 2 ani și posibilitatea de a juca acum. Nu știu, e treaba lui Emil, dacă ia. Dar 2 ani de zile de acum încolo vor putea juca preliminarele pentru următorul european. Păi spun niște nume. Saba, care e titular uneori la CFR Cluj. Hindrik joacă în prima ligă în Ungaria. Portari. Da. Popa. Scandal la Universitatea Craiova, dar ne-a obișnuit până mai acum că juca titular la această echipă. Drăgușin, care joacă în Italia, da. Fundaș central, mă, nu vă supărați. Ăsta, cum îl cheamă, Grameni, îl vedem la echipa care e pe primul loc, Gică Hagi, 2002 născut. Pitu, până acum titular la Hagi, pe primul loc, în Franța, la Auxerre. Luis Munteanu, cea mai mare speranță noastră ca vârf. Păi sunt jucători de 20 de ani. Care pot sunt jucători de 20 de ani pe care de acum încolo puteai să-i folosești 2 ani jumate și la tineret, înțelegi? Dar și, nu știu, ideile lui Edi care vor fi. O să nu le știi, bă, când te aud cu astea, nu le știu. Nu știu, bine, nu le știu. Nu le știți pentru noi. Știu, dar nu le spun. Păi știu, dar ce că toată ziua vorbești și nu-i normal să vorbiți. Și vă mai dau și alte nume, dacă vreți. Ca să... Acum nu pot să-i număr pe toți, că nu văd. Iani Stoica, Bayaram, Markovic, Birligea, pe care l-am văzut aseară în meci. Nu l-am văzut aseară. Nu l-am văzut, dar joacă la CFR Cluj, echipa campioană, nu vă spărați. Nu mai zic, Petrila are și el dreptul să joace în vară, dar asta nu-i 2002. Bun, ăia mici am înțeles ce facem cu Naționala Mare. Ne calificăm. Da? Bravo. Uite, și eu sunt chiar mai bun rezultat. Sunt convins. Da? Sunt convins că ne vom califica. Serios? Dar și mi-asum. Pe ce te bazezi? Pe Krasnichii? Nu, mă bazez pe ce văd în campionatul nostru, progresul făcut de unii din jucători, permanentizarea lor în unele... N-are voie, sper, să joace Krasnichii contra României. Are clauză, sper, nu? Când l-a luat CFR-ul, că n-are voie să joace contra Națională. Acum nu știu abilitatea lui Neluțu, care cred că dacă nu îi dă vreo 2-3 salarii, să-i spună, bă, vrei salariu, nu joci cu noi și cu asta basta. Da, exact, sau să ne nerveze. Să nu-i dea vreo 4 salarii ca să-l bage în criză. Da. Ia, vezi? Ai bea Aqua Carpatica, iar o să dați lovitură. Chiar vă calificați și că e apa campionilor. Apa știu, Aqua Carpatica. Știu. Deci așa, sper să nu fie aia apă bea pe joci. Eu viitorul așa-l văd, pentru că... Nu, dar chiar crezi în calificare, Mihai? Dar chiar crezi? Sunt convins. Ești convins că ne calificăm? Asum ce spun. Nu... Da? Pot să mă judeci după aia, după decembrie încolo, după noiembrie, când o să fie, mă judeci. Dar de ce crezi că revin, de ce ești la... așa sigur? Păi sunt sigur, pentru că tot ce s-a făcut până acum, politica asta de întinerire în masă a fotbalistului român, trebuie să dea roade într-o zi. Uh-huh. Pentru că faptele care le-am relatat mai devreme, prezența lor constantă în teren, nu mai este pentru că sunt o curiozitate U21. Păi te spăra, Tavi Popescu la Steaua, cea mai mare vedetă, nu? Sau cum? Sunt certitudini mulți dintre ei. Coman, care nu mai este dat pentru echipa națională, poate fi, a fost o vedetă în Italia, nu? Ne aduce foarte bine aminte. Copiii au crescut, copiii trebuie să demonstreze și să confirme la ora actuală. Copiii nu mai sunt copii, ne-am. Bravo, uite ce spune. În general, toate echipele care le-am văzut la acest campionat mondial, care a trecut în luna noiembrie, da? Aveau o medie de vârstă 29-30 de ani. Noi, v-am spus, avem 20 de jucători sub 26 de ani. 20 avem. Și 7
4 între ei mi se pare că plauzibil. Eu mă iau după ce au jucat până acum, știi? 4 între 2, 7 și 30, între care cel mai bun al nostru, care nu, Nicu Stanciu, Stanciu nu e? Da, Stanciu. E desemnat cel mai bun fotbalist român și 3 peste 30, da. Un Camora, probabil un Deac, dar... Și, un alt fapt îmbucurător. Uitați-vă la Niță, a început să joace, urlă Robert, ziar. Robert sau ce? Nu, eu încă nu joc. Nu, eu m-am la Robert ne-am uitat mai de mult. Uitați-vă la Niță, un jucător matur care a revenit în circuit, în... A fost împrumutat, împrumutat și apără, nu știu, la Pardubiță, da, unde apără, apără meci de meci. Parcă da, la Pardubiță da, joacă, nu? Și apără și în fiecare zi după meci, ziarele numai la superlativ. Vă supărați. Să mai adună și experiență. Ei, aia Alibec în mare formă. Păi ăla e pe Stanciu. Ăla intră în aia 7. Da, da. Alibec, Stanciu, ai o grămadă, Burcă, l-am văzut aseară, nu titular în... Manea, care e clar titular Manea, pe dreapta. Sunt o grămadă de jucători, sunt 7 jucători. Deci care... ne calificăm? Ce îți fac dacă ne calificăm? Mă pui să repet ceea ce am confirmat. Tot să pun în bucla asta. Ne calificăm, ne calificăm, ne calificăm. Ne calificăm, dacă spune și Dănuț Lupu, merg pe mâna lui. Da. Dacă zice Nea Mihai, ce să, eu nu-i dau dreptate. Nu, dar eu singurul lucru care trebuie să-l facă, Edi, transmiterea încrederii acestor jucători, că sunt ceea ce ne închipuim noi că o să fie în viitor. Asta este problema. Principala problemă este acești jucători să înceapă să creadă în ei, să vină convinși că pot câștiga orice meci. Că dacă vii și te gândești că joc cu Lazio sau cu... Brazilia așa aia și bă, să vedem ce facem, că să ne vom vedea, noi ne descurcăm, nu. Nu, domne, jucăm de la egal la egal, pentru că noi am confirmat valoarea în anumite zone unde activăm. Unii până Italia, unii până chiar dacă e Liga 2 sau Liga 1, că avem și Liga 1, că în Serie A, nu? Și ceilalți care sunt în campionatul românesc.